Instagram, a intrat în Google, a căutat Google Translate, a ieșit din Google, a intrat în calculator și tot așa, erau ce? Bună dimineața, băieți, facem nou vlog. Mergem cu Kawasaki să dăm 5-4 Aniti 7-2 și încercare de tailwhip. Da. Da, deci cum a zis băiatul ăsta, deci din stânga mea. Deci din 50 de telipuri din parcul ăsta, toate au fost ale mele, numai că unul a fost reușit, restul... Mai vedem, datorie. Bă, genul ăsta e intro-ul la vlog. Păi eu știu, aaa... Da, mă, da, deci o să mergem astăzi să dăm telip, am zis că da, o să... Îl vedeți pe Kawasaki fără mustață și fără bărbuță. Bine, i-a crescut acum, că na... Scrieți în comentarii ce față vezi are. Vezi că a făcut un bea la muncă pe o poză cu mine și fac eu, vezi că tu ești unul care face poză cu mine fără barbă. Mamă, l-a dezvergeat pe Kawasaki bărbieritul. Da, deci azi încercăm 7-2, încercăm tailwhip, încercăm 5-4 și celălalt autobuz. Și revenim când dăm traiuri, nu? În Kawasaki? Da. Ai dormit? Da, deci mergem acum la quarter să dăm. El vrea să dea 7-2, 5-4 ce-o ieși și o tailwhip. Și o să-l dăm. Vă zic eu, clar îl dăm. N-are cum, adică ce? Cum ne-ai mit? Dăm tricul cu datorie sau cum? Da, vă zic de acum că o să dureze foarte mult clipul ăsta. Atât de mult încât o să fie de 5 minute. Dacă se schimbă vremea. Da, dacă se schimbă vremea, revenim noi când începem să dăm tricul. Aproape. Mi-am dat. Oh. Bă, chiar poți să prindi asta de aici. Sunt din Severin. Bă, ăla a fost perfect, ești... Ha? Da, ești prost, ești prost. Da. Aproape. Mai am 100 de trei ori de dat. Iar am adăpturi un cadru. De prost ești aici? Ah, dănuțul, stai! Asta a fost prost tare. Mai are 779. Nu. Da. 998. Mergem pe 997. Bine, Maricico. Mamă! L-am prins cu unghia. L-am prins cu unghia. Gata, ca Andrei. Sigur acum ați dea 7-2. Ăsta 5-4. Am făcut discolopatie. Bă, dar e nești. Mai dau una, stai așa. Bă, nu înțeleg, bă, ce... Arunc bai cu un bol. Exemplu de așa nu. Mare exemplu de așa nu. Bă, dă-i! Cine se lasă e... Hai, mai dau. Ia uite, game over, cică. Hai, mai dau. Hai, dă-i. Aaaa! Nu, s-a pus la mișto. Bă, dar ești lesbian? Ce ziua, bă. Bă, pussy. Aia că-i dat sub camera la care știu să porească camera. Uite-l, bă. Uite-l, bă. Dă-te mingea, bă, băiatul. Bă, măcar te era angajat că îl plătesc cu pufuleț cu lapte, ești prost. Pufuleț cu lapte? Cereale cu apă îmi dai. A? Cereale cu apă îmi dai. Oreaua cu lapte. Bă, mamaia, costinești mâinile în aer. Bă, bă, bă. Ce bine era. Bă, bă. Germania. Lopătaru. Prima împrăștiare, pazi. Te doare? Vezi că stai din felile de pâine pe lună. Te doare? Nu mă gândi. Băi, am picat cu aia pic strâmbă. Băi, un masaj. Nu te pui un masaj. Vezi, mă, de ce îți trebuie? Tibiere? Ăsta e. Da, gen un tibiere la ori. Da. Orteze, mă, băiatule, uite. Orteze, alea, alea. Orteze. Eu am ciorap de ăștia de lună de la mamaie. Hei, de mână. Stai așa, că mi-s-o deranjă ceva. Serios? Da, așa că o să-mi prădea bine. Se uita cu capul în altă parte, mă.
mai avea aerodinamica bună. Ce prost ești. Mă doare aici, vezi, așa, aici mă doare discul mare, nu înțeleg. De la cap. De la cap, să mor eu, era capul pus prost. Mă uitam în altă direcție, mă, cu el. Ia-mi pe nu, îți zic cum mă rău. Îți dau și un tiliu. Ca să nu zice la lumări. Da, adevărat. Ia-ți om aici. Pentru toți fanii lui Șandor. Mă, să-și ia patru de la membru. Nu? Uite? Prea chici. Prea ca acasă. E asta? E berteaua de la Chilos. Ce, mă? Ce? Ce? Nu, mă, mi-am pus șeturi de sunoață la mână ca să nu, la impact să nu zbordă, să nu sar prin parbriz. E berteaua de la șosete, da? Da. E berteaua de la jartire, că eu în timpul liber mai fac și pe la cluburi, mai dansez pentru bărbați. Cred că asta nu se apare niciodată pe vloguri. Da. Băi, ne simți? Mai dau unul, bă. Mamă, dar aici se vrea să se urce pe o bordură, ce? Nu vreau, mă, mai vreau. Băi, și ce nu sar pe el? Că nu mai pot, ești nebun, nu mai pot să mă concentrez, dracu, spre augur. E timid. Nu mai am forță mâine și vreau să mai vreau. Crezi eu dacă mănânci pachete pe pâine? Să mori. Zic lui mama, pui și mie carne, mama, ce, că ți-am făcut niște paste de-alea bune, rău, rău. Mor. Tutorial. Ce prost sunt. Oh, cred că s-a rupt ceva în ea. M-am blocat în aer. Cum e posibil să te blochezi în aer? Zi-mi și mie. Cum e posibil să te blochezi în aer? Cum? Băi, ce stil s-a dus. Mamă, cum s-a urmit, a căzut oala. Da, băieți, în caz că vă întrebați ce este atât de mult de muncă în spatele vlogurilor, că voi vedeți multe traiuri bune. Și Kawasaki poate să confirme asta, dar în spate sunt un milion de traiuri nasupete. Bă, nu mai băgăm un microfon în cadru. Stai că nu. În spate la tot editul sunt niște traiuri nașpa. Vezi? Exact. Și concluzia e să te subscribe. Pe buton la ruș. Pe buton. Îi dați așa. Nu mai pot tine, mă. Mai dau maxim 5 try-uri. Și după aia vedeți vlog cum îi rupe mașina lui Răzvi. Îi demântă mașina lui Răzvi în două. O facem BMX. Îi luăm volanul și îl tăiem așa, știi? Bă, dar se rotește atât de repede de la sfârșit și zici că nu s-a rotit deloc. Exact, și nu înțeleg de ce, cum și ce dracu se întâmplă. Uite-o, de ce nu poți? A, da. Stă cureaua pe bordură și mă doare spate. Uite, dau tag no hander, ca tigăiță. Wow. Wow, se vede soarele. Neproductivă, nu neconstructivă. Prostul dracu. A învățat româna la fermieri. Am făcut româna cu aia de spală pe jos. Eu unul Kawasaki unul. Ok. Dai backflip sau mor tu? De ce nu dai? Nelene, rău aici. E bulangiu, scrieți în comentarii să dea flip. Băiți, după 100 de try-uri, cam așa arată Kawasaki după tail-ul. Nu mai pot spune de spatele. Cam așa arăt eu după 5472, am amețeală, ăsta e. Mă, și vrei să mă ridic că mor. Uă, stai dracu, mor. A, stai să vă arăt și telefonul. Ia stai să băgăm un soare. Deci, până dacă el spart, l-am și zgâriat aici, gen. L-am făcut de doamne ajută, adică mi-a zburat din am dat telip. Cadrul se învârtea, eu mă uitam să prind cadrul, dar telefonul era așa, cică. Era cap într-o parte, celălalt în cealaltă. Da, gen, și s-a întâmplat să... Na. Deci ca să înțelegeți, cu un cap se uita într-o parte, cu un cap în cealaltă, dați follow pe Instagram la Șandoriuns, dați follow... Deci dați follow pe Instagram la Șandoriuns, dați follow pe Instagram și la Kawasaki, multe like-uri, share-uri, subscribe-uri și mulțumesc și membrilor care sunteți acolo și ne susțineți. Așa că, da, dați un follow și pe TikTok, pentru că postez, încerc de fapt să postez daily. Așa că ne vedem în vlogurile, challenge-urile, tripurile și ce mai vreți voi data următoare. Și da, următorul vlog cred că să fie car vlog în care o să montăm niște lumini ambientale. Deci neapărat trebuie să dați mare subscribe acolo și multe share-uri la vlogul ăsta. Ne vedem data viitoare. Pa!